Sorin, spune-mi, care este, spuneai că această carte despre dosarele tale de securitate și ale familiei tale este o carte bombă. Care este bomba numărul unu în această carte? Lucru care, inclusiv pe tine, care ai văzut atâtea și ai descoperit în dosarele familiei tale, te-a impresionat? M-a impresionat foarte mult, de pildă, în primul meu dosar de securitate, când aveam 16 ani și eram la liceul Sfântul Sava, faptul că securitatea, care după opinia mea era destul de profesionistă la data aceea, pentru a mă cerceta pe mine, a cercetat întreg anturajul meu. Incredibil. Și sunt acolo referiri foarte interesante, de pildă, despre prietena mea, Corina Chiriac. Lucruri foarte interesante. O să se tăvălească de râs când va citi care era viziunea securității despre ea. Erați în același an? Erați colegi? Eram colegi de clasă, da. Colegi și prieten, de clasă? Da. Deci i-a cercetat pe toți. Ea nu devenise cunoscută, nu? Nu. Uh-huh. Când am terminat liceul, imediat după ce am terminat liceul, ne-am întâlnit în clasă și pentru prima dată ne-a cântat. Și apoi m-am dus la ea acasă și a cântat la pian. Până și atunci nu știai că ea cântă, că are pasiunea asta. Nu s-a manifestat din punctul ăsta de vedere niciun fel. Însă era o fată foarte deșteaptă, învăța bine. Și deci gașca ta, generația voastră, urmărită din cauza ta, urmărită ca de să mă poată racola pe mine. După ce au ajuns la concluzia că sunt bun de securist și că e bine să fiu racolat și s-au obținut avizele și așa mai departe, ofițerul de caz, sau cum Dumnezeu se numea, m-a contactat și m-a rugat să păstrez secretul, că e o chestie patriotică, nu știu ce, mi-a spus despre ce este vorba. Eu am spus că mă mai gândesc și cum ne-am despărțit, am fugit prin fiecare clasă a liceului și am spus, atenție, că vin securiștii să vă racoleze. Și m-am dus și la mine acasă, i-am spus tatălui, că nu e sănătos la a ieșit un scandal monstru. Da. Ăsta, ultimul raport din dosar, și pune cenușe în cap și cere să fie sancționat. Că te-a recrutat greșit. Da. M-a evaluat greșit. Totuși, de ce să faci asta? În momentul în care vine ăla la securitate și tu să alegi în fiecare clasă să spui asta. Că urmează să vă racoleze. Pentru că nu mi s-a părut corect să racoleze copii. Sorin, dar totuși aveai 18 ani. Nu. 16. 16 ani? Da. Deci, practic, ai fost nesănătos. Iar altfel de mic. Iar acum, după atât de mulți ani, aflăm 60, că adică, okay, CNSAS-ul scoate dosarele elevilor racolați în perioada aceea. Asta mi se pare cel mai grav. Pentru că acești elevi racolați uneori și-au turnat familia. Aoleu. Ai descoperit lucrurile astea sau vorbește în principiu? Vorbesc bine, în asta principiu. Mi-a zis și Marius Oprea, că se întâmpla asta, lucrurile astea. Asta mi se pare foarte grav, să recrutez copii, adică minori. Copii care să-și toarne familiile, părinții probabil și așa că, mai departe. Probabil că așa începeau exercițiile cu ei, să-și toarne rudele.